Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord, în Taur, etalare pentru iulie 2020, prima parte, în care vorbim despre carieră, despre bani, dacă apare ceva legat de bani și despre sănătate. În privința carierei, este acest set de oracole special făcut pentru carieră. Și ați primit ca și mesaje faptul că aveți opțiuni. Dacă cumva nu știați că aveți opțiuni, ei bine, vă aduc eu aminte și acest set de oracole. Eventual, trebuie să echilibrați ceva în viața voastră dacă aveți prea multe opțiuni care vă distrag, care vă dezechilibrează. Știu că, aparent, n-ar avea nicio legătură, dar unii dintre voi trebuie să-mi dați de dreptate că viața personală influențează viața profesională. Dacă aveți cel puțin două opțiuni care vă influențează din punct de vedere intim sexual, echilibrați-vă viața din punctul acesta de vedere sexual intim, asta pentru că aveți niște scoici, da? Și scoicile pentru mine și nu doar pentru mine, pentru cine știe simbolistică, printre multele semnificații reprezintă și evident o latură sexuală, eventual varianta feminină, sexualitatea feminină. Deci trebuie să vă echilibrați. Eventual, ca să vă echilibrați, poate unii dintre voi trebuie să mergeți pe lângă o apă, să ieșiți din acest pământ arid și să vă conectați la emoții, ca să vă echilibrați sexualitatea, să vă echilibrați emoțiile, că scoicile înseamnă și emoții, da, poate să... Unii dintre voi poate aveți de-a face cu un semn de apă, mai mult sau mai puțin, sau cineva care vă influențează emoțional. Dintre multiplele opțiuni pe care le aveți. Trecând peste asta, dintre multele opțiuni pe care le aveți, aveți un profesor spiritual în preajmă, care vă poate ajuta să vă echilibrați emoțional, sexual și, evident, profesional, că toate au legătură una cu cealaltă. Că dacă sunteți tulburați într-o direcție sau dezechilibrați dintr-un motiv sau altul, nu funcționați bine în cealaltă. Pentru cei care au lucrat foarte mult și repet de câte ori pot, ideea e să fiți foarte sinceri cu voi, nu trebuie să-mi spuneți mie, nu trebuie musai să-mi comentați, pentru cei care ați lucrat foarte mult în sensul acesta, pentru că știm că taurii sunt și tauri care pot să fie spirituali, dar în general sunt tauri maturi, asumați, care au trecut prin niște alegeri destul de dure și care au depășit aceste tentații sexuale. Și care și-au regăsit echilibru interior și au reușit să-și construiască o direcție profesională și spirituală. Pentru cei care, repet, sunt maturi și au lucrat mult în transformarea lor, pentru că nu ajunge oricum profesor spiritual, posibil și pentru ei, nu vă înfuiați în spene, repet, pentru unii dintre voi, posibil pentru unii dintre voi, acest profesor spiritual să vă reprezinte. Și dacă aveți printre multele opțiuni și gândul să deveniți sau să manifestați această poziție, gândiți, orientați și orientați-vă și eventual scrieți ca să faceți manifestările din toate punctele de vedere, toate punctele de vedere. Oricum, dacă nu puteți alege voi, bine ar fi să vă ajutați, să vă lăsați ajutat, inspirat, ghidat de cineva care da, sunt multe opțiuni. Vă poate direcționa către cea mai bună cale pe care o puteți alege în această perioadă. În continuare aveți scrierea, artistul și mai aveți multe animale, Let Go, care a apărut de-a lungul timpului și libertate. Care a apărut și la berbec, interesant, libertate, încredere, dorințele inimii. Dacă nu v-ați ascultat inima de-a lungul timpului pentru unii dintre voi și v-ați agățat de anumite situații aparent stabile, am discutat la libertate, la berbec, dacă aveți acolo planete în berbec sau ascendența ar putea să vi se potrivească etalarea lor.
Interesant. Posibil, nu unii dintre voi trebuie să învățați să lăsați în spate variantele mici sau variantele iluzorii. Poate unele par mari, dar sunt greu de atins, ca acest inorog. Toată lumea știe ce înseamnă un inorog, un pegas, cât de frumoși sunt, dar foarte puțini au văzut. Deci, sunt două variante. Ori lăsați variantele mici pentru ceva super idealist pe care sunteți hotărâți să manifestați prin scriere, printr-o formă creativă, prin artă, prin conexiunea la animale și la natură. Știu că sunt, vorbim de profesie, dar are legătură, are legătură. Ori lăsați idealurile și ocupați-vă sau faceți pași mici și stabil. Eventual, dacă există un personaj în viața voastră care pare, sau dacă nu e vorba de personaj, o variantă dintre opțiunile pe care le aveți care pare mică, nesemnificativă sau vi se pare vouă că nu are potențial, analizați-o bine că s-ar putea să fie să aveți surprize. Însă, trecând peste toate discuțiile astea, ca să puteți manifesta echilibru financiar, profesional și evident și în viața nu profesională, viața particulară, trebuie să învățați să faceți afirmații și prin scriere. Este foarte important. Poate unii care nu aveți timp să citiți și să scrieți, nu prea înțelegeți care e treaba cu scrierea, dar prin scriere avem puterea să ne vindecăm pe noi, să-i vindecăm și pe ceilalți, să primim inspirație divină, să inspirăm și pe ceilalți, să ne educăm și eventual să-i educăm și pe ceilalți și nu doar, chiar să manifestăm o latură a noastră creativă. Că aici vorbește despre distracție, entertaining, da, și avem în continuare, aveți artistul. Posibil trebuie să învățați să faceți artă din ceea ce vă doriți voi să manifestați. Poate unii dintre voi, dintre opțiunile pe care le aveți, ar trebui să vă orientați și către scriere, să scrieți ceva. Unii, nu toată lumea. Poate unii trebuie să scrieți despre animale, despre conexiunea cu natura, despre cum v-ați regăsit puterea, pentru că această carte aduce foarte mult aminte de cartea tarotului Puterea, da? De cum v-ați temperat, am vorbit mai devreme, de cum v-ați temperat, să scrieți experiențele voastre personale, cum v-ați temperat impulsurile fizice ca să creșteți, ca să vă echilibrați spiritual, profesional și așa mai departe, și viața. Să creșteți spiritual. Puteți să scrieți despre lucrurile astea. Eventual puteți să vă exprimați, să scrieți artistic, poate caligrafia pentru unii dintre voi, sau să scrieți despre artă, că totuși sunteți semne venusiene și eu cunosc destul de multe persoane cu marcaj în zodia taurului care sunt atrase de artă, evident că e Venus, într-o formă sau alta, trebuie să o manifestați. Și da, voi sunteți pământeni, dar aveți în casa a șaptă o zodie foarte spirituală, aveți Scorpionul, care prin acest let go, prin această eliberare de idei fixe, da, eliberare, let go și freedom, amândouă parcă merg mână în mână, de relații, joburi, poziții profesionale care nu vă satisfac. În momentul în care vă eliberați de ele, intrați pe o cale a spiritualității, a transformării. Înțelegeți? Înțelegeți, da? Hai totuși să clarific. Interesant este că din indicațiile legate de chakrele pe care ar trebui să le lucrați, ați primit chakra 1. Prima chakra, rădăcina. Chakra 1, poate că asta vă dezechilibrează și din punct de vedere sexual, într-un fel sau altul, sau viața voastră sexuală vă afectează viața voastră profesională. Așa este. Am spus că ați primit ca și sfat să vă conectați la prima chakră, eventual prin cromatoterapie, eventual asociați sau integrați în viața voastră mai mult roșu, 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 grena, în fine.
Această chakră, pe lângă faptul că influențează ce v-am zis mai devreme, se dezechilibrează în momentul în care aveți frici. Interesant este, deși n-am clarificat nimic, în momentul în care am amestecat cărțile, prima carte care a venit Luna. Luna care ține de frici. Frici, emoții, emoții din alte vieți, emoții din care s-au născut de-a lungul timpului din relații ciudate, secrete sau secretoase sau neînțelese. Voi, în general, sunteți, da, ființe pământene, dar aveți nevoie să vă conectați la apă, la emoții și probabil că aici este o teamă a voastră și teama aceasta v-a afectat într-un fel sau altul prima chakra, chakra care vă împământenește într-un fel, ne pe toți, pe toți ne împământenește, care ne echilibrează. Posibil aveți o teamă, unii dintre voi, nu toată lumea, poate partea feminină a taurilor, poate tăuroaicele, unele dintre voi, aveți o teamă că nu vă găsiți fericirea, că nu veți culmina profesional, că e o regină de monede. E o teamă. A fost clarificată această lună de soare și de regina de monede. Poate unele dintre voi vă este teamă că nu veți fi soții, că nu veți găsi fericirea în căsnicie sau în jobul pe care îl aveți, pentru care munciți foarte mult de altfel. Dar e o teamă. E o teamă. Asta pentru că aveți opțiuni, asta pentru că aveți chakra aceasta a întâia care trebuie echilibrată. E un dezechilibru. Posibil aveți o teamă, interesant, și se manifestă într-o formă foarte ciudată. Am zis, sănătatea se manifestă în relațiile personale și în viața profesională. O teamă că nu veți avea un copil și din cauza acestei temeri, poate unii dintre voi puneți prea multă energie în job sau prea multă energie în familie și vă dezechilibrați latura profesională sau invers, prea multă energie în job și vă dezechilibrați relațiile, nu mai aveți energie și atracție pentru relații. Dorința pentru copil sau pentru succes sau pentru a ieși în evidență, unele doamne vor foarte mult să strălucească la locul de muncă. Da? Nu doar să fie regine, să fie soarele, să fie șefe, să fie directoare, da? Și o teamă acolo și, sau chiar dacă ați reușit, totul pornește din teamă de a nu fi văzuți, de a nu fi apreciați, o chestiune foarte profundă, psihologică, emoțională. Și din acest motiv se confirmă nevoia de a vă echilibra prima chakră. Și pentru că apare și writing interesant la capătul setului de cărți, s-a oprit la chakra 5-a, Vishuddhi, comunicarea, trebuie să comunicați și prin scris, și printr-o formă artistică, și prin scriere, am zis, nu, prin vorbire vreau să zic, scris am zis. Hai să clarificăm, și iar vorbesc mult și de fiecare dată zic că vorbesc mai puțin și de fiecare dată vorbesc. Ia uite, a, s-a oprit la justiție, da, justiție, balanță. Trebuie să, aici sunteți voi, tăuroaicele. Poate, am zis, vă doriți să fiți șefe, nu doar șefe de birou, să fiți directoare, să fiți să aveți afacerea voastră, să străluciți. Și sunt niște chestiuni legale. Sunt niște chestiuni legale. Eventual, da, ia uite, de două ori sunteți flancați de acest simbol al balanței. Dar în spate aveți niște lacrimi, aveți un semn de aer, poate un semn foarte rece sau autoritar care v-a provocat lacrimi, dezamăgiri, traume mentale. Și totuși vreți să mergeți mai departe, să puneți cărămidă peste cărămidă, să creați, să vă creați stabilitatea autotaurului. Deși aveți niște blocaje mentale, niște griji, niște obsesii, acea lună, da, interesant. Tot apare semnul de aer alături de patru de spade, de care vreți unii dintre voi să vă vindecați, sau dacă nu-i semn de aer, mai rece, mai distant, mai dur în exprimare, poate este o figură autoritară, un șef, din acest motiv vă doriți voi să străluciți, sau, eu știu, trebuie să aveți putere, da, să vă transformați. Clarificăm opțiunile la capitolul carieră. Opțiuni pentru ăsta. Ăsta. Ia uite. E un proiect. Un proiect foarte creativ, Cavalerul de Băte. Dintre toate opțiunile astea, e un proiect care eventual vă poate trimite.
într-o călătorie, vă determină să călătoriți undeva departe, pentru unii dintre voi. Știu, sunt mesaje separate, selectați-le. Aveți și un rege de cupe cu care puteți avea victorii. Oh, ce frumos și soare! Cupele, pentru că apa și pământul dau bine împreună, se creează acel luci și vă puteți modela unul pe celălalt. Regele de cupe în acest context poate să fie un alt șef de proiect sau cineva care vine cu o ofertă foarte creativă, foarte care vă stimulează creativitatea, vă aduce victorie și vă aduce acest soare pe care unii dintre voi l-ați dorit. Dar pentru asta trebuie să comunicați, eventual s-ar putea să trebuiască să vă luptați, aveți niște discuții și să călătoriți iar către astfel de cupe acest proiect. Vorbim de profesie, da? E un început. Proiectul ăsta vă oferă șansa să o luați de la zero într-o nouă direcție. E interesant, apare și nebunul. Trebuie să riscați un pic. Dar riscând, iar apare balanța și împărăteasa. Vă reechilibrați pe voi, da? Vă aduceți mai aproape de o zonă de abundență pe care poate până acum, din niște motive, nu ați putut-o experimenta. Poate ați avut o persoană mai combativă decât voi, cineva în semn de foc, la locul de muncă, cu care a trebuit să vă luptați. Da? Clarificăm profesorul spiritual. Cavalerul de bâte reprezintă proiect, călătorie, proiect creativ, eventual o ridicare în post. Totuși un cavaler, cavalerii reprezintă încredere. Poate sunteți director adjunct sau, eu știu, asistenții cuiva, secretarele cuiva. Că după cavaler urmează regina și regele, adică e o persoană de încredere. Ia uite, 10 de monede. Însă un semn de aer, într-un fel sau altul, simt că aveți manipulatorul, magicianul și trei de cupe și secretele. Într-un fel sau altul, un semn de aer vă manipulează ori la locul de muncă, 10 de monede, ori acasă și eventual vă dezechilibrează. Da? Da, aveți nevoie totuși de un profesor spiritual. Nu vă bazați doar pe intuiția voastră. Ia uite, regina de cupe și 10 de cupe. Și a apărut și regele de cupe. O persoană care vă susține emoțional și vă aduce multă fericire. Vă ajută să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Repet, creativitate, poezie, artă, că asta face regina de cupe, consiliere psihologică, emoțională. Apa aceasta de care are nevoie pământul ca să se remodeleze, probabil că regina de cupe poate să fie un consilier foarte bun. Și am zis că se clarifică acest profesor spiritual. Eventual vă stimulează creativitatea. Și dacă pentru acest proiect, da, nou proiect, opțiunile pe care le aveți nevoie de creativitate, persoana aceasta cu siguranță vă susține și vă stimulează într-un fel sau altul. Nu vă blochează ca regina de spade, da? Și totuși, iar apar aceleași poziții. Trebuie să riscați să ieșiți eventual dintr-un contract, să luați de la zero. Să luați de la zero într-o direcție. Să riscați un pic. Trebuie să aveți credință. N-au apărut monede, ca să vorbim totuși de bani, au apărut proiecte. Proiecte care vă trimit în călătorie, în deplasare. Poate unii dintre voi, pentru că întotdeauna cavalerul de bâte e prezentat în deșert, ba chiar și printre piramide. Poate acest proiect pentru unii să vă ducă undeva într-o zonă deșertică, în Egipt sau, eu știu, prin Arabia, prin Dubai. Dar trebuie să vă luptați cu concurența pentru acest nou proiect. Writing? Hai să clarificăm ce e cu scrierea aceasta.
Steaua. Pentru unii un semn de cineva, semnul vărsătorului, dar a venit steaua invers. Și alături de lună și de lume. Aici sunteți voi. Începeți, riscați. Voi riscați într-o nouă direcție ca să vă reechilibrați, eventual să vă reechilibrați. Ia, a apărut și profesorul spiritual, să vă reechilibrați spiritual. Pentru unii care ați avut probleme în căsnicie, s-ar putea cineva să încerce să se împace, dar mă cam îndoiesc că cealaltă parte va dori, pentru că apar lacrimi, apar trădări, apar minciuni. Rămâne de văzut. S-ar putea totul să trebuiască, decizia voastră, eu vă transmit. Frumos ar fi să riscați într-o nouă direcție. Din acest motiv, proiectul respectiv, chiar dacă e nou, chiar dacă simțiți că n-ați mai lucrat în domeniu, acceptați-l că vă duce în zone spirituale, creative, vă stimulează. Da? Vă scoate dintr-un blocaj. Acest stea, vărsător invers, da? Pentru unii, cineva nu a comunicat ca lumea cu vărsătorul. Unii dintre voi. Acum, unde este vărsătorul? Că e la locul de muncă, că e acasă, că e undeva. Undeva ceva n-a mers, da? A apărut invers. Au fost niște secrete și vreți să încheiați acest capitol. Și după ce încheiați aceste secrete, da? Femeie, eventual, vreți să creșteți într-o nouă direcție. Să o luați de la zero și să vă echilibrați. Să vă echilibrați și să fiți voi. Ia uite, e taurul aici, marele preot. E taurul. Pe lângă faptul, eventual, v-am zis, comunicați cu cineva care vă inspiră. Deci, cartea a venit, steaua invers, interesant. Nu aveți încredere, am zis că de-aia v-a apărut prima ceacră. Unii dintre voi nu aveți încredere. Vă este teamă, luna, temeri, frici, poate aveți și coșmaruri, unii dintre voi. Da? Trebuie să scrieți, foarte interesant, trebuie să scrieți despre aceste lucruri și să scrieți și varianta lor în care, sau ce ați visat, sau ce vă este teamă și apoi varianta pozitivă, când nu vă mai este teamă, varianta pe care vreți să o manifestați. De exemplu, vă e frică de fulgere, da? Mie mi-e urât de fulgere și de tunete, dar manifestă această eliberare de teamă, de teamă, da? Scrieți chestia asta pe hârtie, pe hârtie. Eventual, după ce scrieți, încercați să vă exprimați artistic. Ca să vă recâștigați speranța, să vă recâștigați încrederea în voi, să vă vindecați. Da, la profesii vorbiți despre altceva, dar asta e. Haideți să vedem. Ia să pun eu astea la loc. Dragii mei tăurași, tăurițe, evident că vorbesc și cu tăuriță, nu doar cu tăurași. Cum adică? Și tăurițele sunt drăguțe. Că nu sunt excesiv de ambițioase, sunt chiar tare simpatice. Dar eu știu pe cine, sau cine poate să ajute taurii, dar nu pot să zic, o să ziceți că sunt părtinitoare. Profesional, probabil că ați avut probleme financiare, mai ales cu izolarea, cu frigul, cu carantina și vreți să ieșiți. Vreți să ieșiți din această, eventual prin spiritualitate, să găsiți opțiuni, variante, să căutați inspirație divină în această nouă direcție în care ieșiți din sărăcie, din singurătate, din problemele pe care le aveți. Poate vă găsiți unii dintre voi colaboratori care vă ajută să mergeți prin frig, prin ceață, să prindeți chef de viață, cei care v-ați pierdut cheful de viață. Mai! Și uite, așa puteți să aveți victorie. Dacă vă găsiți colaboratorul, colaboratoarea potrivită. Sănătate. Hai să vorbim de sănătate. Sănătate, tauri, taurițe. Sănătate. Oh, regina de spade. Wow, și taurul. Și regele de cupe. Wow, vai ce e aici. Și regele de bâte.
Voi vreți să renașteți și Scorpion. Să renașteți după o perioadă de stagnare. Vreți eventual să deveniți șefii voștri. Într-un mod creativ, sensibil, spiritual, regele de cupe și marele preot. Am senzația că aici vreți voi să fiți. Dacă e și un semn de apă care vă poate susține, cu care puteți colabora, s-ar putea să faceți o treabă bună. Of. Dar dacă lucrurile nu au mers, au stagnat în această colaborare cu semnul de apă, vreți o renaștere și o împăcare la un moment dat, de-a lungul lunii iulie. De-a lungul lunii iulie. Însă apare în această problemă a sănătății regina de spade. Regina de spade, semn de aer, pentru unii vă afectează sănătatea. Eventual vă afectează încrederea. Poate are un stil de a comunica, chiar comunică. Regina de spade vorbește. Și s-ar putea unor să și doară ce vorbește. Vedem. Poate să fie și o avocată, pentru că a apărut balanță. Poate să fie juristă, notăriță, da? Să discutați chestii legale. Posibil să fie la locul de muncă, un semn de aer sau cineva cu această poziție care vă influențează sănătatea. Am zis care are legătura. Chakra întâi, a doua. Taur, sănătate. Asta chiar a vrut să sară. Asul de bâte. Asul de bâte înseamnă un nou proiect, o nouă etapă, o nouă relație. O aventură, un proiect creativ, o idee, o idee. O idee. Dar dacă aveți probleme de sănătate, unii dintre voi, înseamnă și o perioadă în care începe să vă refaceți energia. Manifestați multă vitalitate. Dar haideți să vedem, ia uite, după o perioadă de tăceri, de creștere spirituală, eventual niște secrete, posibil și un semn de apă, la un moment dat și un semn de foc. Vreți o colaborare? Dar chiar vreți o colaborare cu cineva cu care vă potriviți. Și dacă vorbim de profesie, să știți că e greu să vă găsiți colaboratorii potriviți, care să vă înțeleagă, dacă aveți imaginație mai ales, sau eu știu ce viziune avangardiste. Deși da, vorbim de avangardă la Taur, dar nu este exclus. Și totuși există un blocaj. Vorbim totuși de profesie și de sănătate. Haideți să vedem ce alte mesaje mai vin. Încă o carte pentru Tauri și Taurițe. Pentru iulie, sănătate. Ca să putem să facem o predicție. Cât de cât. Ok, Dolfi. Deci tu ai... Ia, te-a vrut să se arate eremitul. Eremitul. Da. La capătul setului de cărți. Dacă ați avut o dezamăgire, încă mai aveți niște conflicte cu cei din familie, cu cei de la locul de muncă, pentru că va afecta dezamăgirea și la job. Dar zic eu că vă veți găsi o pereche, o persoană independentă, stabilă, cu care puteți colabora. Regele de monede, aici sunteți voi, tăuroi și tăurițe. Vă găsiți ori o fecioară, ori o persoană venusiană, echilibrată, cu poziție socială, cu reușite profesionale, cu care puteți colabora, vă poate consilia sau voi puteți consilia. Dar oricum vă poate vindeca această dezamăgire sau situație neplăcută la job sau în sănătate. Vorbim totuși de sănătate. Pentru unii dintre voi, un semn de aer își dorește un nou început și totuși cu voi și totuși rămâne această perioadă de tăcere în care cel puțin unul dintre voi își dorește să se regăsească spiritual, să găsească lumina în întuneric. Acum, mult mai pe capitolul sănătate, mult mai clar.
Trebuie să învățați că eremitul învață, se autocunoaște și aveți scriere. Să vă învățați bine latura întunecoasă și latura luminoasă, calitățile și defectele, ca să manifestați sănătate pe toate planurile. Pentru că acest as de bâte la capitolul sănătate, evident că arată ca un soare, ca o scânteie, ca o forță fantastică care influențează, vă influențează și pe voi și corpul și pe cei din jur. Inspiră. Vreți să inspirați prin ceea ce manifestați în corpul vostru. Și pentru că aveți iar chakra întâi, posibil vreți să vă înțelegeți și din punct de vedere sexual și spiritual ca să puteți să manifestați o înțelepciune specială. Unii dintre voi, știu că trec dintr-una într-alta, dar asta vă dau mesaje mai multe. Unii dintre voi, vorbim de sănătate, poate trebuie să consultați o doctoriță, în mod special că e femeie, pe niște chestiuni, nu vă supărați, care țin de sexualitate. E un simbol falic, da? Aveți o nelămurire, un dubiu, sunteți într-un întuneric, dintr-un punct de vedere de... Probabil că ați avut o viață mai neliniștită și vreți să faceți lumină, să vedeți dacă sunteți sănătoși, da? Să faceți lumină. Și pentru acest lucru trebuie să vorbiți cu o doctoriță. Regina de spade poate să fie și doctoriță. Dacă sunteți bărbați mai în vârstă, s-ar putea să aveți probleme cu prostata și să trebuiască să consultați o doctoriță, chirurg, ce ar putea să fie. Bâtele reprezintă și zona asta, da? Eremitul e bărbat, bâtele sunt simbol falic, regina e doctoriță, regina de spade. Vorbind de sănătate, ce ar mai putea să mai spun? Dacă vă doriți o viață sexuală, sănătoasă, spirituală, trebuie să învățați să scrieți și să comunicați într-un anume fel, varianta pozitivă a reginei de spade. Afară de faptul că poate să fie doctoriță sau avocată sau ce ar mai putea să fie profesional, varianta pozitivă a reginei de spade este o persoană care exprimă adevărul, nu este teamă, dar ca să exprimați adevărul trebuie să vă înțelegeți. Unii dintre voi trebuie să treceți printr-o perioadă de tăcere, de izolare, de izolare, de creștere spirituală. Ori vă izolați de un semn de aer ca să manifestați o nouă vitalitate în viața voastră. Ori de un semn de foc, pentru că și focul și aerul, într-un fel sau altul, vă dezamăgește sau vă creează conflicte. Se pare că echilibrul găsiți ori lângă un semn de pământ, ori lângă un semn de apă, cel puțin în următoarea perioadă. Cel puțin în următoarea perioadă. Alături de aceste semne puteți să vă echilibrați mental, să vă vindecați, chiar dacă plângeți, să scăpați de aceste lacrimi care vi le-au creat unii și alții, puteți să lucrați, să vă transformați și să vă păziți, să zic, renașterea. Evident, renașterea în sănătate, dar evident că poate să fie și spiritual, și profesional, și pe alte planuri. Măi, sper că m-ați înțeles. Asta văd în aceste cărți. Eu zic că am văzut destule, v-am dat destule variante, rămâne să vedem partea a doua. Vă pup, pa!